Laguna, mobilier pentru acasă. Ghid de montare a bucătăriilor modulare. Cum se montează? Pentru a putea să ansamblăm corpurile de bucătărie, vom avea nevoie de următoarele unelte: ciocan, autofiletantă, bormașină, boloboc, șurubelniță în cruce, fierăstrău pendular, ruletă, burghiu de 5 mm, burghiu de 7 mm și echer. În compunerea unei configurații de bucătărie trebuie să ținem cont de niște lucruri esențiale. Din motive de securitate, electrocasnicele trebuie să respecte următoarele detalii de montare. Între chiuvetă și plită se lasă minim 50 de centimetri. Între plită și hotă se lasă minim 60 de centimetri. Frigiderul trebuie să respecte o distanță mai mare față de cuptor și plită. Cum se montează corpurile inferioare de bucătărie? Fiecare pachet conține elemente de feronerie, exemplu, confirmatoare, șuruburi, picioare de plastic. Înainte de a se începe montajul, se recomandă folosirea instrucțiunilor de montaj oferite de producător. Pentru a putea monta cu ușurință corpurile de bucătărie, este recomandat să începeți prin a construi carcasa. Se vor prinde mai întâi cepi de lemn, plăcuțele metalice tip I și lateralele de reperul interior cu confirmatoare. Se vor prinde traversele din partea de sus a dulapului, iar apoi se vor pune picioarele la semne și se vor fixa cu șuruburile de 3,5 x 16. După ce acestea au fost prinse, se va verifica cu ruleta dacă corpul este în vinclu și se va prinde partea din spate în cuie. Montajul începe cu așezarea corpurilor de bucătărie pe poziție. Dar înainte de asta, este esențial să știm la ce dimensiuni și cum se montează acestea. Fiecare corp inferior trebuie să respecte distanța de 7 cm de la perete. În cazul în care există un corp de colț, acesta va fi așezat primul și se va respecta regula distanței de 7 cm de la perete pe ambele laturi. Se vor regla picioarele corpului până când acesta va fi drept. Acest lucru se va verifica folosind bolobocul. Trebuie să țină cont și de dimensiunea plintei în momentul reglării. Se așează următorul corp lângă el, iar cu ajutorul bolobocului se verifică că acestea să fie aliniate. În urma alinierii, acestea se vor prinde cu o menghină de mână și se vor fixa între ele cu șurub de 3,5 x 30. Pentru a monta glisierele, vom urma semnele de pe laterala dulapului. Glisiera ce se montează pe sertar se montează la îmbinarea dintre reperul inferior și laterala de sertar. După ce au fost așezate toate corpurile pe poziție, se va așeza blatul și se va fixa în șurub de 3,5 x 40. Cum se montează corpurile superioare de bucătărie? În cazul în care avem un corp înalt, corpurile superioare de bucătărie se vor monta la nivelul acestuia. Dacă configurația de bucătărie nu conține un corp înalt, atunci corpurile superioare trebuie să respecte distanța de 60 de cm față de corpurile inferioare. Pentru a putea suspenda corpurile de bucătărie, trebuie să respectăm următoarele lucruri. Se așează primul corp pe perete, se aduce în boloboc și se fac semnele de prindere. Se folosește bormașina pentru a găuri peretele în locurile unde a fost făcut semnul. Se fixează corpul superior pe perete în dibluri și șuruburile speciale. Se așează următorul corp lângă el, iar cu ajutorul bolobocului se verifică dacă acestea sunt aliniate. În urma linierii, acestea se vor fixa între ele cu șurub de 3,5 x 30. Montajul corpului de hotă, mai întâi se va măsura hota și se va adăuga încă 8 mm la dimensiunea ei. Apoi se vor face găurile în laterale cu un burghiu de 7 mm pentru polița ce susține hota. Pentru a monta balamalele, vom urma semnele de pe laterala de dulap. Balamalele pot fi reglate pe înălțime și adâncime. Mânerele pot avea dimensiuni diferite. Aceste fronturi au doar semne. Fronturile necesită găurire pentru a putea prinde mânerul. Pentru găurire, vom folosi o bucată de pal sau scândură care se va așeza sub front pentru a nu strica melamina și un burghiu de 5 mm cu care se va găuri frontul. Pentru a monta plinta, se vor fixa clemele de prindere pe plintă și se vor poziționa în dreptul picioarelor, apoi se va împinge plinta pe picioare.
Cu ajutorul accesoriilor plinte se vor face îmbinările. Profilul înălțător și profilul L se va prinde în șurub de 3,5 x 16. Laguna, mobilier pentru acasă. Cum se montează electrocasnicele? Pentru a putea încastra plita, se va așeza provizoriu pe blatul de bucătărie și se va desena conturul acesteia. O altă modalitate este prin a măsura exteriorul și interiorul plitei. Din adâncimea blatului se va scădea adâncimea chiuvetei și a plitei. Distanța rămasă se împarte la 2 și vom obține conturul care va fi decupat. Pentru a putea încastra chiuveta, vom urma același procedeu. După ce liniile au fost trasate, se va folosi un burghiu de 10 mm pentru a crea un orificiu pentru pânza fierăstrăului mecanic. Se plasează apoi pânza fierăstrăului mecanic și se taie pe conturul creat. După ce spațiile pentru chiuvetă și plită au fost create, se va așeza blatul pe poziție, se va verifica dacă acestea corespund și se vor prinde în șuruburi. Cuptorul încorporabil se va așeza în corpul creat special pentru el și se va fixa cu 2 sau 4 holșuruburi pe cantul corpului. Înainte de a așeza frigiderul, trebuie să verificăm cu bolobocul dacă corpul este drept, apoi se reglează fronturile din balamale. După ce frigiderul a fost introdus în corp, se fixează cu șuruburi în partea superioară și inferioară. Se continuă cu prinderea ușilor frigiderului de fronturi. Pentru prinderea ușilor, trebuie să se respecte schița dată de producătorul electrocasnicelor. Atenție! La frontul frezat există posibilitatea de a străpunge exteriorul frontului. Pentru a nu străpunge exteriorul frontului, recomandăm folosirea găurilor 4 și 5 pentru partea superioară a ușii, iar pentru partea inferioară a ușii, găurile 1, 4 și 5, numărate de la stânga la dreapta.